punct de vedere juridic, această comasare se va face cu preluarea personalului. Cu privire la mutarea secțiilor, nu ne putem pronunța, întrucât circuitele medicale se vor supune avizării DSP-ului în funcție de propuneri și recomandările primite din partea DSP-ului, se vor asigura circuitele medicale. Cert este că se va încerca relocarea în interiorul Spitalului de Obstetrică Ginecologie actual anumitor secții externe ale Spitalului Județean pentru a se elibera spațiile și a se găsi fonduri în vederea reabilitării acestor spații care nu întrunesc condițiile de igienă și de desfășurare a unui act medical normal. Iar prin această comasare se va asigura și o finanțare mai corespunzătoare pe partea de obstetrică de ginecologie, întrucât dacă la această dată spitalul este de obstetrică ginecologie este un spital monospecialitate gradul 5, prin această comasare va beneficia de plata serviciilor medicale aferentă spitalului județean, care este un spital județean plurispecialitate încadrat la gradul 2. Iar prestarea de servicii de contată de casă va fi alocată conform gradului 2 și nu conform gradului 5, ceea ce înseamnă o creștere a alocării financiare de la Casa de Sănătate pentru serviciile prestate.